le-am arătat la televizor, le-am făcut toate, stau, analizez, mă uit. Da, eu trebuie să stau să lucrez 4-5 zile, ei doar să vină, să, e prea mult probabil la ședință ce fac eu și după aceea să facă cum vor ei. Nu să facă cum trebuie, să facă cum vor ei, să joace cum vor ei. Poate, poate fi o cauză, nu? Poate s-au plictisit de mine, poate fi. Poate zic ceva, wow, zici că poate, poate, poate e prea mult, unii, că nu toți. Nu-i băgăm pe toți acolo, că unii chiar vor, dar nu sunt toți. Chiar că nu sunt toți, echipa n-are cum să joace. Cu 2, cu 3, cu 4, cu 5 jucători, minus. Nu poți să joci care vor să facă altceva, nu în fotbalul nostru. Să intre în fotbalul nostru, care e identitate, că noi chiar avem. Că intru în ale mele acum, nu vreau să mă încălzesc să zic totul. Adică trebuie să faci, frate, nu să stai două pase, a treia lungă, a patra nu știu unde. Puf. Când am jucat noi așa ceva? Cine a stricat asta? Nu știu. Nu știu. Și atunci e de reflectat, de aceea am zis, sunt dezamăgit total de lucrul ăsta. Am spus-o de multe ori, le-am zis-o și lor. Le-am zis-o și lor. Să nu credeți că... Le-am zis-o și lor. Le-am zis, dacă nu eram patron, mă dădeați afară. Nu vreau să fiu antrenor sau manager că sunt patronul echipei. Nu, nu, nu. Vreau să fiu doar că merit. Dacă nu merit, ok. Mi-au bagajele și mă duc. Asta le-am zis lor. De mai mult timp le-am avertizat, le-am zis, am zis, hai să-i trezesc. Unii da, alții ba. Ați văzut și voi, n-are rost. Unii aleargă, unii fac și alții... Le-am zis că dacă mă enervează, mă pun și eu la antrenament și cred că fac și eu. Cred că fac față. Așa cred, cu toată modestia mea care o am. Cred că aș avea realizări mai multe. Măcar nu pierd mingea, din prima să pierd mingea. Să... Pierd mingea așa, una, două, pierde mingea. Nici o pasă, nici un dribling, nici o superioritate numerică, nici un 1-2, nimic. Una, două atingeri, una, două atingeri. Sărăcie. Sărăcie. Și atunci de unde să vină? De unde să vină? Trebuie creativitate, trebuie să fii disponibil la efort, trebuie să-ți meargă, trebuie să fii iute. La cap și la picioare. Mintea și corpul și corpul trebuie să fie iute. Reactiv. Reactiv, așa cum a fost Galați. Reactiv. Și râdeați, unii râdeau de Doninel. Văd la Doninel la toți. Cum joacă echipa lui. Arată, tată, că joacă. Încredere, curaj, tupeu. Singura echipă care se duce sus, aleargă 90 de minute, face presiune. Și unii îl critică. Dar de ce? E din generația de aur. Și ăla nu-i bun. Și ăla nu-i bun, că e din generație. Eu cred că ar trebui să tacă majoritatea. Tacă și să asculte de noi. Cu tot respectul. Că noi știm ce înseamnă performanța. Noi chiar știm. Și cum se face? Chiar ne pricepem, nu știm. Că mulți vorbesc, puțin se pricep. Puțin cunosc nivelul. Ce înseamnă nivel de performanță la mare, european? Nu ăsta. European, la mare. Da? Le înghițim, le luăm cu noi, le ducem acasă, vedem ce o face. Mai ne face un meci din ăsta de adio, care îl facem ca babele, ca moșii. Mergem, facem un meci și la revedere. Ce dracu. Când o să mai ajunge să fim și noi pe acolo, pe afară? Să vedem. O să vină lumea, dacă vine, să ne vadă și vedem cum arătăm, să vedem dacă mai pot, atunci o să demonstrez iară, să vedeți și arăt. Să vedeți și arăt că noi avem ambiție.
tot grupul nostru, de-aia am ajuns departe. E singurul lucru care te face diferența, nu talentul. Talentul e una, toți jucătorii care sunt în divizia, le-am spus, toți jucătorii care sunt în divizia sunt talentați. De aceea au ajuns în divizia. Toți! Dar de aici până să fii valoros, să fii, să faci performanță, să ai valoare, diferența o face ambiția. Care e ambițios, care vrea să progreseze, care vrea să învețe, care are ambiție zi de zi. Să facă mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, nu se satură. Asta face diferența între oamenii jucătorii talentați. Să știți cu toți. Nu vorbe. Pe teren. Cum le zic eu? Show me. Arată-mi pe teren că e șeful meu. Arată-mi pe teren. Nu vorbe. Și asta vreau de la ei. Arătați-mi. Și vă rest, atunci zic, eu tac din gură, azi, când am câștigat campionatul. Cine a plecat primul la vestiar? Eu, nu? De ce? Pentru că așa e normal. Ei sunt artiștii, ei trebuie să facă, ei produc, noi doar planificăm, suntem spatele cortinei. Scena e a lor. Ei trebuie să o aibă. Și ei trebuie să facă diferența. Jucătorul ambițios face diferența. Nu ăla talentat. No. Te duci cu talentul. Știi cum? Cât sunt talentați? Toți, de fapt, cât sunt toți. Fiecare are un talent în felul lui, de-aia ajunge să facă sport, să ajungă în divizia. Nu știu, nu vreau să zic de performanță, dar mai bine mă abțin. Mă duc divizia. Dar de aici până să te duci sus, să ajungi în Europa, să joci în Europa, să faci în Europa, să fii acolo, sau să joci în echipa națională, să fii la echipa națională și să te califici, de aici trebuie să ai ambiție. Oamenii care au ambiție ajung acolo sus, la echipa națională, fac calificări, se califică, au performanțe. Am trecut, echipa noastră a avut foame. Talent mult, dar a avut foame, a avut ambiție. Și juca fotbal. Și ascultau. Să nu uitați de asta. Ascultau. Acum, nu știu ce s-o fi instaurat pe aici, prin Dobrogea. Puțin cam pe sus, așa, mergem pe sus. V-am spus de mai multe ori. Și nu vreau să-mi găsesc scuze. Dar să nu credeți că mi-e ușor să motivez, să mi-e ușor să zic, să mă întorc să ajung la acea mentalitate de campion. Așa sunt eu. Sunt mai... și cu asta vreau să termin. Așa îmi place mie. Îmi place să câștig, îmi place să fiu cel mai bun, îmi place totdeauna să progresez, îmi place să fac lucrul ăsta, vreau, am ambiție, sunt foarte exigent, foarte. Câteodată mai sar puțin cu una, mai zic câte ceva, dar tot din lucrul ăsta, pentru mine, singur, vorbesc singur. Ca să înțeleagă. Pentru că dacă n-ai astea, n-ai cum să ajungi sus. Cred eu că asta e până la urmă, dar asta e. Sper să ne revenim. Avem 3 meciuri grele, unde putem să luăm multe puncte, unde nu putem să luăm, nu știm. Ne băgăm singuri, ne împiedicăm singuri. Așa, știi? Așa cum am făcut-o cu Hermannstadt, așa cum am făcut-o cu Botoșani, așa cum am făcut-o cu Rapidu, așa cum am făcut cu ea. Meciuri care le-am trecut, eram acasă, conduceam și dormeam puțin și veneau și ne egalau în ultimul minut. Și asta e. Din ele n-am învățat nimic, mergem înainte, se pare că vom suferi și vom vedea.